Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi pregătim împreună dulceață de caise. Pentru a pregăti dulceața de caise avem nevoie de 2 kg de caise. Eu am aici 2 kg de caise curățate, am eliminat sâmburele și le-am tăiat felii subțiri în felul acesta. 750 g de zahăr și zeama de la o lămâie mare sau zeama de la două lămâi mai micuțe. Am pus un vas pe foc și pun caisele tăiate în acest vas. Adaug și zahărul, zeama de lămâie, pornesc focul și las dulceața pe foc pentru aproximativ o oră, o oră și jumătate. Amestecăm continuu în dulceață să nu se prindă. Cu o lingură elimin cât pot de mult din spuma formată deasupra. Am fiert dulceața pentru aproape o oră și aceasta este consistența. Amestecați în ea pentru că riscați să se prindă în cazul în care nu o faceți. În cazul în care vă deranjează bucățile acestea ce rămân în dulceață, puteți trece dulceața printr-un blender sau o puteți mixa, însă mie chiar îmi plac bucățile în dulceața de caise. Acum voi opri focul și las să se odihnească pentru 10 minute. După 10 minute pot să pun dulceața în borcane. Am lăsat să se răcorească dulceața pentru 10 minute și uitați cât de bine arată. Acum o pun în borcane. Borcanele le-am sterilizat. Arată foarte bine și miroase foarte bine. Este una dintre preferatele mele. Este perfectă pentru tarte, pentru clătite, pentru tortul sacher. Dacă sunteți interesați, îl găsiți pe canalul meu de YouTube. L-am postat cu ceva timp în urmă. Pun capacele și sterilizez dulceața prin fierbere din momentul în care clocotește apa pentru 20 de minute, după care pot fi păstrate borcanele cu dulceață pentru un an, chiar 2 ani. Credeți-mă că rezistă foarte, foarte bine. Dragii mei, așa arată dulceața de caise făcută de mine. Credeți-mă că este delicioasă și la iarnă o să vă placă tare, tare mult. Sper să încercați și voi rețeta. Dacă aveți întrebări, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!